Salutare și bine v-am regăsit, Cătălin sunt eu, iar noi suntem Walsall FC. Fraților, este timpul să facem echipa și cred că merită și Aiu niște minute, pentru că nu putem să-l lăsăm chiar așa pe bară. Bun, așadar Aiu va juca în locul lui Mbuyamba. Iată, toată echipa este tristă, în afară de Al-Hassan și Kane. În rest, toți sunt foarte cu moralul content sau unhappy, nu înțeleg de ce, poate din cauza lui ăsta care îmi distruge vestiarul. Sigur, ăsta îmi distruge vestiarul. Bun, ce să zic? Cam atâta. Asta este schimbarea pe care o facem, să joace și Aiu. A trecut mult timp, e totul ok. Iată, vor juca GG în pressing. Așadar, noi cu aceeași formulă, Bullock în poartă, Drăgușin, Aiu, Rațiu, Borza, Iade, Taylor, Kane, Dobre și Al-Hassan în spatele lui Draper. Mergem mai departe și încercăm să obținem încă 3 puncte pentru a 5-a victorie la rând. Și sperăm ca Bullock să fie în continuare foarte, foarte inspirat. Până acum pare cel mai bun portar pe care l-am avut vreodată. Da, vom vedea. Bun, am avut lovitura de start a acestui meci. Ne-a aparținut, posesia ne aparține în continuare. Să vedem, Taylor are un pace foarte, foarte mic și du-te, Iade, bravo, Iade, bravo, bravo, bă, dar dă-o simplu, mă. Da, n-am înțeles, complicată situația. Iar noi trebuie să stăm cu acest jucător care a încercat un șut de la distanță. Bun. Pe lângă poartă, așadar Bullock va trebui să degajeze. Iată, preferă să-și trimită echipa sus decât să facem vreo greșeală, este mai bine. Și mergem la performance să vedem ce echipă au cei de la Stoke, sunt pe locul 9. Wesley, Moraes, Ferreira da Silva este strikerul de 73 over. Concha, 74, mijlocaș ofensiv, mijlocaș lateral stânga, Andre Vidigal, 75 over, 72 pentru Jojic, mijlocaș dreapta, mijlocaș defensiv, Burger, alături de el este Schnitzel, pardon, Laurent, 71 over, și în apărare, Stefano Densuil, 73 over, 68 pentru Ciaran Clark, 68, nu știu dacă am zis 68 sau 78, Michael Ross, 71 over și Tom Edwards cu 66 overall în poartă, Brian Cortez 73. Ne uităm și la rezerve să știm că cam ce au, în așa fel încât când schimbă să știm dacă bagă mai buni, și din câte văd eu bagă mai buni, pentru că ăștia ar fi fundași și clar sunt mai buni decât ce au. Așa că orice intră în afară de portar sunt mai buni. Bun. Degajăm tare până la Burger, care l-a făcut pe Draper Schnitzel. Și acum Concha față în față cu Terry Taylor, pasează către Burger și Burger ăsta face și el un din ăla cu călcâiul. Iar acum Aiu blochează un șut. Wesley, foarte bine Andrei Darciu, Dobre, să vedem. Îi pasează bine lui Kane, care a stat aici. Hai deodată, Dobre. Bun, întoarcem. Și acum avem un prim plan aici la Baba. Al-Hassan, care îl vede foarte bine pe Iade. Din păcate pe Iade, în loc să-l vadă pe Draper. Eu printre ei aș fi vrut să dau și să-i paseze lui Draper. Să vedem, Concha nicio șansă n-are, Drăgușin, în fața lui. Wesley pasează pentru Concha. Ne retragem. Ne retragem, du-te, Rațiu, tu că tu ai viteză. Un șut de la distanță, dar Bullock nu se învinge așa ușor.
chiar dacă are un over de doar 56, iată-l, are curaj, repune mingea pe jos, Aiu îi pasează lui Kane, Kane îl găsește foarte bine pe Dobre, care a scăpat în flancul stâng, în drept, pardon, stâng, drept, nu contează, pasă pe jos, poate ajunge la Draper, n-ajunge, și acum mingea ajunge la Hassan, care ar fi trebuit să paseze, pentru că eu asta am apăsat din prima. Bun, e bine, și la, și la Dobre și așa, ea de, în sfârșit, pardon, ea de Draper, în sfârșit înscrie 1-0. Dacă vă întrebați de ce n-a fost offside, este pentru că Dobre era mult mai avansat decât Draper, care stătea în spatele lui, și pasa a fost în spate ca la Ruibi, iar când pasa este în spate ca la Ruibi, nu e offside. Da. Bun, la 0, bun, am scris Drapelinio în sfârșit. Minutul 24, lovitură ca la teatru, Concea pentru Burger. Acesta înapoiază lui Concea această minge și interceptează foarte bine Kane, care se întoarce mingea către el, Draper, fraier, și ăștia nu s-au... Bun, 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 nu! Ia de simplu! Dă-i, dă-te încolo, băi, Baba Al-Hassan. Ne chinuim aici să recuperăm și să facem 2-0 și tu dormi, înghete, dormi. Du-te, du-te tu, du-te tu, du-te. Așa, hai că s-au repliat și ăștia. E bine, nu vine niciun mijlocaș. Trebuie să stăm aici. Concea șut de la distanță, dar Bullock este cel mai șmecher portar din univers. Da, cel mai șmecher e Bullock. Hai să vedem, trebuie să respingem. Bine Borza, bine Borza, hai Iade, du-te la Laurent. Vidigal, cu centrare, din păcate Wesley îl învinge pe Bullock de această dată și e 1-1. Pentru că Wesley pare un atacant foarte, foarte puternic, foarte mare. Din păcate ai noștri n-au făcut nimic și cine a greșit, cine altul decât Rațiu și cu Aiu. Aiu nu s-a dus să-l incomodeze, Rațiu. Așa, și Bullock ce să-i ceri. Da, făcea el Müller de astea, da, păi Bullock. Nu contează, important este să facem treabă. Haide Rațiu, bine, către Dobre, care păstrează mingea în teren, dar o pierde. Vidigal acum pentru Concea. Aiu scoate foarte bine pentru Andrei Borza, Borza Rațiu, pardon. Iată, avem Andrei Rațiu și Andrei Borza pe laterale. A venit și nu știu cine a venit, dar Dobre este foarte, foarte ok. Să vedem, pas în spate pentru Baba Al-Hassan, care lovește un apărător advers pe Ros, cred că, și e corner doar. Bun, ia să vedem, Dobre, până la Ros. Acum Kane îi pasează lui Iade, care pune el stop în care un loc să dea din prima. O pasă și îl urmărim cu Kane pe acest jucător care nu voia să cedeze. Îl păcălește Iade pe Rațiu pe unul, dar lor. Dar s-a terminat repriza, nu mai reușim. Bolton 0-0 cu Reading și atât avem la pauză. La Match Facts avem 53% posesie noi cu 4 șuturi, 44 de pase și 84% acuratețe, un tackle. Ei 47% posesie, 5 șuturi, 27 de pase și 92% acuratețe, 3 tackle-uri. La performance cred că stăm binișor. 8 Draper cu gol, al Hassan doar 5,8 și într-adevăr nu prea a mișcat. IAD 5,3, Kane 7,5, Dobre cu asist 7,4,
Terry Taylor 5,9, Borza praf, Drăgușin praf, Aiu bine, Rațiu praf și Bullock praf. De ce să nu zicem și de el ce? Nu e praf? E praf. Bun, dar nu e pulbere ca Müller. Concea acum. Față în față cu Terry Taylor, trece pe lângă Taylor, n-are niciun stres și acum trebuie să băgăm alunecare cu Drăgușin pentru că începuse să stea pe loc, efectiv, o pasă bună pentru Baba Al-Hassan, să vedem dacă reușește acesta să scape de Clark. Nu reușește, așa că pasează înapoi către Iade, care aproape să o piardă. Borza pierde Borza, dar nu mai face nimic, pur și simplu. Din moment ce s-a reacționat așa că se oprește, e cam clar că e un fault acolo. Da, din păcate nu s-a dat nimic. Și iată cum luăm 2-1. Prin Vidigal. Borza. La revedere, Borza. I-a scăzut nota și mai mult oricum. Da, Drăgușin, la revedere, că are notă mică. Și intră în buiamba. Cam atâta momentan lăsăm pe Al-Hassan ăsta că... Na. Poate. Dacă am fault, din moment ce l-a dezechilibrat, adică ai mei dorm și ai lor joacă, cum? Cum vine asta? În fine. Nu o să putem să câștigăm toate partidele, că na. It's a message for Javier Santiago, attending his first game here today. So welcome, Javier, and I hope you have a fantastic game. Hai în buiamba! Hai în buiamba! Dă-i o buia de care stă fundaș stânga. Și Aiu trecea de Wesley, n-avea nicio treabă. Bullock încă o dată acoperă spațiul porții bine. Da, e mare rău de tot atacantul ăla și e bun. E voinic, e din ăla gras, de care îmi plac mie. Ăștia voinici sunt cei mai buni și dacă e tot minutul 62, hai să vedem match facts-ul repede. Da, offshoot-uri pentru ei, 94% acuratețea paselor. Da, stau mai bine decât noi, zic eu. Cine mai trebuie? IAD trebuie scos. Și... momentan cam atât. IAD. Din păcate, IAD nu face treabă. Meciul ăsta. Da, vom vedea pe parcurs ce se va întâmpla. Hodgson îi va lua locul lui Iade și sperăm cu viteza lui să ne aducă cel puțin un gol în acest meci. Nu neapărat el, ci să construiască o fază de gol, nu contează, în care să egalăm, să nu pierdem. Hai să-l vedem pe Bullock. Bullock pentru Draper. Mingea ajunge la Hodgson, care o preia și se duce în exterior, așa cum știe el cel mai bine. Acum Draper să vină sau Baba Al-Hassan. Foarte bună pasă! Inspirație totală să-l lăsăm pe Baba acolo unde este și să nu-l scoatem. Ce pasă bună a dat Hodgson! 2-2 pentru noi, cum s-ar zice. Bun. Hai să batem, ce să zic? Trebuie să batem. La levelul ăsta vreau să batem. Tot Hodgson acum cu o pasă în spate, după care toți Hodgson
Hodgson, să vedem pentru ea, pentru Vabal, pentru nu mai nimerez mult, Draper. Dar Draper n-a ajunge la balon, că ia cineva fața. Și Alioșchi acum îi pasează lui Wesley, care nu trebuie lăsat, nu trebuie lăsat vătat. Ce a fost? Faul? A dat faul, o nene, cam, că i-am luat minci. Iese uriașul ăsta și intră altul. Bă, puternic. Puternic jucător, lovitură liberă. Sperăm să fim ok. Deci, nu știu, Draper nici n-a dat în minge, nici nu... Nimic, efectiv, nimic. Noroc cu Bullock. Ia. Pisoi! Ce faceți? Cred că mănâncă, dar eu am crezut că umblă vreo pungă. Da. Corner pentru Stock. Și să vedem, poate reușim să respingem un buian, ba. Dă-i, bă, minge, bă! Bă, Hudson, bă, dă-i, bă, minge, dă-i oriunde, dă-i în minge doar. Du-te, tati, și mănâncă, iartă-mă, am crezut că face altceva, am căștile pe cap și... Na. Bun, hai să vedem. A șters bara, cred că această minge, așa s-a auzit. Da. Nu avem o reluare mai bună, în așa fel încât să ne dăm seama. 2 la 2, minutul 7-7 și cred că este cazul să mai analizăm echipa și să mai băgăm doi oameni proaspeți. 8 Draper, Al-Hassan 8,2, 8,7 Hodgson, Iade 5,4, nu ne interesează, că a ieșit. Dobre și Kane sunt bine, Terry Taylor nu prea. Ogbeta n-a intrat bine. În Buiamba n-a intrat bine. Aiu este demențial. Rațiu e ok. Deci ar cam trebui un Taylor și un fundat stânga. Să vedem. Să vedem. Un Taylor și un fundat stânga. Taylor cu Barry. Și putem să jucăm cu Aiu aici și îl scot pe Ogbeta, că n-are niciun nicio gară. Bun, Aiu trece funda stânga, dă cu piciorul drept, dar dă cu ambele, e bine, și Helic vine în locul lui Aiu. Astea sunt schimbările, întărim apărarea cu oameni puternici. La revedere, Ogbeta. Du-te, caută strotineta și ia-o la gară, suflă în trompeta lui Tanti Geta. Bun, care a golit chiuveta și s-a dus la veta. Bun, mingea ajunge la Hodgson, terminăm cu rimele, începem cu fotbalul. Să vedem, Hodgson l-a văzut foarte bine pe Baba Al-Hassan, care a stat în offside. Și am mai pierdut un atac în care puteam să înscriem. Cei de la Stock, sigur, sunt foarte, foarte puternici. Ce a intrat de pe bară este clar mai bun decât ce era în teren. Țineți minte ce v-am spus la începutul partidei? Exact asta v-am spus, au rezerve foarte, foarte bune, mai bune decât ce au în teren. Bun, hai să vedem. Campbell l-a împins pe al nostru Helic și acum mingea ajunge la Jožić. Să vedem ce face Aiu. Îi fură mămăliga în față lui Jožić, dar nu cred că reușește să evite un corner. Iese și Vidigal. Da, e corner. Hodgson trebuie să facă aici pressing și reușește încă un corner. Da, trăim periculos acest final de partidă. Iată-l într-un glitch pe fault. Băi, nene, pe ăștia nu poți să-i deposedezi că e fault, mă. Da, incredibil așa ceva. Dă-i în minge, bine, Barry.
Haide bă, haide bă, haide bă, al Hasane bă, că eu pe al Hasan îl voiam, nu pe Hodgson. Și acum trebuie să fie atent. Aiu, bun, dăm în minge, nu contează unde să se ducă atâta timp cât n-a intrat în poartă, e perfect. Pasăm și înapoi, jucăm și periculos și toate alea. Pentru că trebuie să scoatem mingea de aici, care abia vrea să mai meargă. Și avem un atac acum, dar nu se trece de Concioa. Concioa, cum naiba îi zice. Avem out și dă-i. Du-te bă, bă, nu mă lasă să-mi schimb jucătorul pe Bari, bă, nu mă lasă, bă, să-mi... A, uitați-vă și voi, abia acum mi-a schimbat jucătorul pe Bari. Incredibil așa ceva, mingea trage doar spre poarta noastră. Eu am dat în avans ca să putem să plecăm pe contraatac și uite ce se întâmplă. Helic este ieșit din efectiv, îi ține cu locul Kane, tot Helic revine, Concioa. Bun, Helic, haide, dă-i în mingea aia odată că vreau să câștigăm tu. E bine și 2-2, dar trebuia să câștigăm. De ce nu mi-a schimbat jucătorul? Încercam să schimb jucătorul și nu voia să mi-l schimbe, să se ducă Bari la minge. Cum? Cum? Am bătut au, du-te bă, unul după minge, bă. Dă-o încolo de treabă și dă-l încolo de joc. Că e defect. Defect, defect, defect. Poate prin 2050, când voi muri eu, o să aveți cu adevărat un simulator de fotbal bun. Până atunci, draci. Putea să o ia Bullock, da. Mă rog, a trebuit să fie gol. Nu contează. Mergem la match facts. 49-51, 5 shooturi versus 12-77 de pase încercate versus 62, 80% acuratețe versus 90 și 6 tackle-uri la noi, 5 la ei. La performance vedem un Draper cu 8,1 și gol, Al Hasan 8 și gol, Hodgson assist și 8, ia de 5,4, Kane 7, Dobre cu assist 6,8, Bari 6, nu merita. Efectiv, nu a vrut să-mi schimbe jucătorul, el era acolo, stătea efectiv. Pă bune, cum să mă furi în halul ăsta, mă, dăteam gol. Bă, dăteam gol, că de-asta am apăsat cu triunghiul să se ducă naiba 1. În fine, Taylor 6,2, Ogbeta 5,8, Borza 5,5, Aiu 7, Mbuyamba 5,7, Drăgușin 5,5, Helic 6,4, Ratio 6,3 și Bullock 5,7. La echipa lor să mai vedem o dată Chambel, 5,9 cu 73 over, Wesley, care a fost efectiv un monstru, omul meciului și 8,9 cu gol și assist, Alioșchi, 5,7, Bacher, 5,7, Vidigal, vedeți ce over, da? Ce over-uri au, 73, 73, 73, avem și noi, da? Dar n-avem 75, îl avem pe Borza care-i praf. Concioa 74, câțiva pe aici, dar în orice caz meritam mult mai mult de la partida asta. Am fost furați pe față, două goluri luate așa, hai că odată ne-a desfăcut apărarea, dar putea să o ia Bullock și altă dată, na, un gol abuziv, li s-au dat faulturi în continuu. La faza cu autul mie n-a vrut să mă lase să schimb jucător ca să pot să mă duc să atac. Asta este situația, asta este FIFA. Borza, suntem întrebați de el și este trist, mă, săracu, mă, că nu joacă. Dar, în fine, trebuie să încurajăm echipa, nu să câștige, nu să îi omorăm. That'll be all, thank you. N-am înțeles de ce atâta tristețe în vestiare și iată avem meci cu Scoția, după care avem meci cu Birmingham, noi. Și folia transfer ofer de la Luton Town în sfârșit, wow. Ce final de episod, 1.600.000 acceptăm și la revedere. Du-te tată, unde ți-e locul? Da. Match day cu Ungaria contra celor de la Scoția.
În Germania, cred, sau nu știu unde e Waldstadion. Da, bun. A rămas echipa de data trecută, ceea ce e bine. Da, îl vom juca, că știu că mi-ați cerut că vreți să jucăm meciurile astea, să avem și altceva, să nu devină cariera plictisitoare. Poate vom deveni și selecționeri la România cândva. Bun. Cam asta a fost pentru acest episod. Vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru atenție. Nu uitați de like, comentariu și toate cele. Și fie să ne revedem cu bine în episodul următor. Pa!